Începe extinderea Spitalului de Psihiatrie Cronici din Schitu Greci. În câteva zile vor demara lucrările pentru construirea noului pavilion de gerontopsihiatrie. Este vorba despre două secții medicale care vor fi înființate aici. Una pentru bătrânii cu probleme psihice, iar cealaltă pentru tratarea persoanelor dependente de alcool și droguri. La acest moment avem semnat contractul de execuție pentru pavilionul de gerontopsihiatrie, urmând ca în maximum 10 zile să dăm ordinul de începere a lucrărilor și să executăm până la sfârșitul anului cât este prevăzut în buget pentru anul acesta, undeva la 9 miliarde. Ideea înființării noului pavilion a venit ca urmare a adresabilității crescute. În plus, reprezentanții spitalului spun că și-au dorit și o diversificare a serviciilor medicale oferite. Ideea s-a născut când eram director medical împreună cu fostul manager al spitalului, actualul deputat, domnul Marius Iancu, ca o diversificare a serviciilor acordate de unitatea noastră, dar legat și de adresabilitatea către spitalul nostru. În ultimii ani a crescut foarte mult adresabilitatea pentru persoanele vârstnice și, din păcate, și pentru persoanele dependente de substanțe psihoactive. Extinderea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci va aduce beneficii nu doar pacienților care vor fi tratați aici, ci și spitalului. Unitatea medicală va trece la un nivel superior. Am gândit înființarea acestor două noi secții de gerontopsihiatrie și adicții, fiecare cu câte 25 de paturi, înființarea unei a doua linii de gardă în cadrul spitalului, înființarea a trei ambulatorii de specialitate neurologie, psihiatrie și psihologie, acestea permițându-ne ca prin activități conexe actului medical să creștem gradul spitalului de la gradul 5 la gradul 4, ceea ce presupune și o altă finanțare. Proiectul are ca termen de execuție 3 ani. Valoarea se ridică la 44 de miliarde de lei vechi, sumă ce va fi alocată etapizat în următorii ani de Consiliul Județean Olt.